Salutare, dragi copii! Astăzi vă voi citi o poveste din Cartea de Povești din Țara Copiilor Fericiți, de Petre Crăciun. Povestea se numește Zmeul Nespălat pe Dinți. De mult, trăia într-o țară de la poalele munților un băiețel cu minte și tare ascultător. Bogdanel, pentru că acesta era numele lui. Nu ieșea din vorba părinților. Ferească cel de sus! Mergea la culcare când îl chemeau părinții. Toate ar fi fost bune, dar Bogdanel avea o meteahnă care tare mult îi supera pe mama și pe tatăl său. Nu-i plăcea să se spele pe dinți. Câte nu încercaseră bieții de ei. Îi promiseseră jucăriile cele mai de preț. Îi istorisiseră tot felul de pățanii cu copiii care s-au făcut de râs. Ba, îl amenințaseră că nu avea să primească niciun cadou de Moș Crăciun. Cu mare greutate, Bogdanel al nostru se ținea de promisiune câteva zile. Apoi uita tot, ca și cum nu ar fi făgăduit nimic. Într-una din seri, supărat că tatăl său nu vrea să-i spună o poveste la culcare, merse la el în odaie și încercă să compună el însuși o poveste. A dormit repede, iar visul îl purtă către o lume ciudată din calea afară. Se făcea că era odată, când umblau iepurii la vânătoare cu lupii, un zmeu răzbunător care făcea mare stricăciune prin țară. Se acioase cine mai știe de unde pe acele meleaguri, iar de atunci nu mai puteau scăpa de el. Nu era săptămână să nu răpească vreo fată de oameni nevinovați sau vreun flăcău care se încumeta să plece în apărarea fetelor dispărute de la casa părinților. Azi așa, mâine așa, începuse Ligioana să împuțineze dintre oameni ca și cum ar fi fost pe moșia lui. Împăratul acelei țări, dacă văzu că-i mor oamenii pe capete, trimise cea mai bună armată ca să iasă înaintea zmeului pentru a-i răspunde și pentru a-l răpune. Ți-ai găsit. Făcu zmeul ce făcu și îi prinse undeva într-un loc mai strâmt și nu se lăsă până nu puse mâna pe toți. Trei zile și trei nopți a plâns împăratul de dorul și de mila oștenilor săi și aproape nu mai ieșea din palat de rușine și de inimă neagră. Ce ne facem, femeie? O întrebă el pe împărăteasă într-o zi. Afurisitul ăsta de zmeu nu se va lăsa pe gubaș până nu mă va îngenunchea și nu-mi va lua țara cu totul. Tu ce crezi că avem de făcut? Știu și eu, măria ta, poate ar fi mai bine să-l chemăm pe înțeleptul Carte Multă, cel care nu odată te-a scos din încurcătură cu știința lui. Că bine zici, femeie, spuse împăratul. Tare mult bine mi-a făcut omul ăsta, iar eu am uitat cu desăvârșire de el. Nu mai trecu mult și înțeleptul Carte Multă, un bătrân adus de spate cu barbă albă, dar cu ochii arzători ca niște făclii, se înfățișă în fața măritului împărat. Poruncă, măria ta, spuse bătrânul, bucuros că îi se recunoșteau meritele, chiar dacă și mai târziu. Înțeleptule, țara noastră se prăbușește sub răutatea acelui zmeu neîndurător care ne-a cotropit pământul. Ce putem face pentru a-l izgoni de la noi? Că numai rău a făcut pe unde a trecut. Măria ta, alta nu este de făcut decât să-l aducem aici pe un băiat dintr-un sat la munte, pe numele lui Bogdanel. Dar bine, omule, ce să facă un copil acolo unde au dat greș toți oștenii împărăției? Au căzut ca spicele de greu, iar tu vrei să trimitem în mâinile spurcăciunii un copil nevinovat? Nici nu vreau să mă gândesc la o prostie ca asta. Măria ta, acel copil nu este unul ca oricare altul. Are puteri pe care luminăția ta nici nu le bănuiește. Numai el ne poate salva de răutatea zmeului. Așa că eu spun să nu mai stai o clipă pe gânduri și să trimiți după băiat. Împăratul se gândi ce se gândi. Apoi, dacă văzu că nu mai scapă de gura înțeleptului și a împărătesei, trimise câțiva oameni mai destoinici să-l aducă la împărăție pe Bogdanel, cel cu puteri negândite. În vremea asta, Bogdanel nu-și mai încăpea în piele de bucurie, pentru că era înzăstrat cu acele puteri. Știa, vezi bine, că oamenii împăratului aveau să vină la el și aștepta cu zâmbetul pe buze, chiar dacă biata lui mamă nu mai putea de spaima întâlnirii singurului său fecior cu zmeul cel năpraznic. Dar băiatul o știa una și bună. Trebuia să meargă la împărăție și să primească misiunea sfântă din partea împăratului de a-i veni de hac zmeului. Așa se face că Bogdanel a plecat cu oamenii măriei sale. Era vesel, ca și cum s-ar fi dus la scăldat. Până și tatăl său uitase de discuțiile interminabile cu spălatul pe dinți și îl privea mândru pe fiul său, cel care avea să-i vină de hac Ligioanei. Fiul meu ne va salva pe toți,
se lăuda el în fața altor oameni, iar aceștia își făceau cruce, neînțelegând cum avea un băiat de 6-7 anișori să-i vină de hac unui zmeu atât de rău. Împăratul îl măsură din priviri pe Bogdanel, care nu-i venea mai sus de cureaua pantalonilor. Dacă nu ar fi avut încredere în înțeleptul carte multă, ar fi crezut că cineva își bate joc de el. Dita mai capul încoronat. Își ținu cumpătul și zise cât putu de calm. Copile, mi-a spus marele meu înțelept, aici de față, că ai puterea nemai întâlnită de a-i veni de hac zmeului cel puternic. Am înțeles eu bine? Așa este, măria ta. Numai eu pot să-l potolesc pe zmeu, se împoună copilul, regretând că părinții săi nu erau acolo pentru a-l vedea cât de important e în fața împăratului. Și cum vei face asta? Se miră măria sa. Ai nevoie de armată sau de altceva? Spune ce-ți trebuie și cererea ți se va îndeplini de îndată. Nu am nevoie decât de o traistă de merinde pentru o zi și de o oglindă mare. De o oglindă? Se miră împăratul. Dar ce vei face cu ea, păcatele mele? Căci de când sunt nu am auzit una mai de mirare ca asta. Toate la timpul lor, zise Bogdanel, făcând pe misteriosul. Mie să-mi pregătiți cele pe care le-am cerut și mâine până în zori voi pleca la drum, că destul am suportat hachițile ligioanei. În seara aceea, toată curtea împărătească se minună de vorbele copilului, dar nimeni nu-și permitea să nu creadă în cele spuse de înțeleptul carte multă, cel care nu de puține ori salvase de cine știe ce nenorocire. A doua zi, băiatul luă traista cu merinde, puse oglinda pe spinarea unui măgăruș pe care îl dădu împăratul, ca să nu care în spate povara, și pe aici ție drumul. Măria ta, spuse Bogdanel la plecare, pe mine să mă așteptați cu masa, că nu mă va prinde seara pe drum. Să ți se împlinească vorbele, copile, se rugă împăratul, iar dacă vii cu izbândă, află că te fac moștenitorul meu, că și așa nu mi-a dat Dumnezeu copii. Tare mult se bucură copilul când auzi că avea să devină moștenitorul împăratului, dar își văzu de drum, pentru că l-aștepta o treabă dificilă de îndeplinit. Merse ce merse, până ajunse aproape de sălașul zmeului. Simți deodată că o duhoare neplăcută îl lovește drept în față. Oare ce e asta? Se miră băiatul. Nu mi-a spus nimeni până acum că zmeii miros atât de urât. Trebuie să recunosc că am plecat cam nepregătit la lupta asta, spuse băiatul. Timp în care îl văzu pe zmeu ținându-se cu mâinile de cap și urlând cât îl țineau puterile. Ce mă fac, Doamne? Ce mă fac? Zicea zmeul și nu se mai oprea. Zmeule, ai pățit ceva și ai nevoie de ajutor? Zise Bogdanel, ca și cum ar fi copilării cu zmeul pe aceeași uliță. Dar tu cine ești, măi, fărâmiță, și ce cauți în sălașul meu? Ți s-a urât cu zilele? Sau n-ai auzit cât de rău sunt? Ba, am auzit că nu prea te vorbește lumea de bine, spuse băiatul. Ci că ai fi răpit o mulțime de fete din împărăție și ai fi răpus o puzderie de soldați ai împăratului. Zmeul începu să râdă, deși continua să se țină cu mâna de falcă. Degeaba i-am răpit, copile, că de mâncat n-am putut să-i mănânc. Și de ce nu ai mâncat, zmeule, dacă tot i-ai prins? Oh, că mă dor măselele de nu mai am putere să fac nimic. Uite așa mă ia câte un jung de nici apă nu mai pot să beau. Acum înțeleg eu de unde venea mirosul, zise băiatul. Zmeule, spune-mi cinstit, tu de când nu te-ai spălat pe dinți? Rușinat, zmeul lăsă capul în jos ca un elev prins cu tema nefăcută. Păi, să vezi, copile, să vezi că eu nu prea m-am spălat niciodată pe dinți, pentru că la noi zmei nu există acest obicei ca la oameni. Foarte rău că nu există, zise Bogdanel, care prinsese momentul să-i țină zmeului o parte dintre lecțiile pe care le auzise de atâtea ori de la părinții săi. După mai bine de jumătate de oră de perdaf, băiatul îl puse pe zmeu să se uite în oglindă, arătându-i locul unde obrazul era umflat. Crezi că am să mor? Zise zmeul cu puterile micșorate de suferința ce căzuse pe capul său. Doamne, sunt atât de tânăr și pot face atât de multe răutăți de acum înainte. Nu am să te las eu să mori, spuse băiatul. Iar în legătură cu răutățile mai stăm noi de vorbă, zmeule. Dar ia spune-mi, unde sunt oamenii pe care i-ai răpit? La poalele muntelui din spatele tău este o peșteră. Acolo sunt, păziți de zmeul mai mic pe care l-am luat ca argat. Le dau drumul dacă mă scap de durerea asta nenorocită. Ești de acord? Ce să fac, zmeule? Am să-ți fac pe plac.
dacă îmi promiți că, după ce te voi scăpa de durere, vei pleca la tine în țară și nu vei mai da niciodată iama printre oameni. Așa voi face, copile. Nu mai fă ceva, că mă sting cu zilele. Bogdanel merse cu zmeul și eliberă pe toți ostaticii din peșteră. Nu trebuie să vă spun cât de bucuroși erau, cât de tare se minunau că fusese răscăpați de la moarte de un copil de câțiva ani. Băiatul le dădu drumul să plece la curte, nu înainte de a-i cere unui soldat mai destoinic să trimită de urgență un felcer cu cleștele de scos măselele cariate. Nu peste multă vreme veni felcerul, care se cam codi să se apuce de treabă. Cred că îl înțelegeți, pentru că nu este lucru ușor să meșterești fără să te doară capul în gura zmeului. Cine știe ce gânduri necurate aveau să-l apuce de durere. Dar Lighioana stă tu cu minte, așa că omul reuși să extragă o dită mai măseaua. Urâtă treabă, zise felcerul. Iar zmeul s-a făcut mic de tot, așa cum nu mai fusese niciodată. Dacă nu te vei spăla pe dinți, nu vei mai putea mânca nimic și vei ajunge de râsul lumii, mai zise el, uimit de schimbarea pe care o suferise zmeul. Așa am să fac, zise acesta, primind cu bucurie traista cu merinda adusă de Bogdanel. Mamă, ce bine este să mănânci! Și uite, mâncarea asta omenească are un gust destul de bun. Sarmale. Plăcinte. Tare mi-era foame. Mulțumesc, băiatul zmeului. După ce termin de mâncat, te rog să te ții de cuvânt și să mergi acasă la tine, zise copilul. Zmeul s-a ținut de cuvânt și a plecat imediat în țara de unde venise, hotărât să se spele pe dinți în fiecare zi, pentru a nu mai păți rușinea și durerea de care scăpase cu atâta greutate. Iar Bogdanel s-a întors la curtea măriei sale, care l-aștepta cu un mare alai, așa cum numai un vingător era primit. Curtea era plină, oamenii aplaudau, trâmbițele sunau a mare sărbătoare, iar în centrul al atenției se afla el, copilul care salvase împărăția și care avea să devină într-o bună zi chiar împărat. Apoi se pierdu tot într-o perdea de ceață deasă. Când se trezi, era la el în cameră. Se făcuse dimineață și tatăl său venise să-l trezească pentru a merge la școală. Se dădu jos din pat imediat și, spre surprinderea părinților, merse la baie și se spălă temeinic pe dinți, fără să-i spună nimeni nimic. Ești de nerecunoscut, zise tatăl, mândru de el. S-a întâmplat ceva care mie îmi scapă? Nu vreau să pățesc la fel ca zmeul cel rău, zise Bogdanel, spre surprinderea tatălui. Asta este bine, zise bărbatul, fără să înțeleagă nimic. Asta este foarte bine.